Așadar, a venit și momentul în care domnul Remus Ionescu să-i spune unui telespectator sau o telespectatoare ce rezervă viitorul în funcție de data de naștere, locul de naștere și ora. Am primit foarte multe comentarii la cele două live-uri, așadar ne-a atras atenția mesajul unei doamne. Doamna Emilia Constantin din Constanța este câștigătoarea desemnată de echipa Star Matinal, care va beneficia în această dimineață de astrograma personalizată completă oferită de domnul Remus Ionescu. Așadar, doamnă, fiți atentă, domnul Remus Ionescu are toate datele dumneavoastră. Vă ascultăm. Bună dimineața. În primul rând vreau să spun că sunt bucuros și onorat de toate mesajele pe care le-am primit pe Facebook emisiunii. Calculatorul a ales-o pe doamna drept câștigătoare a zilei de astăzi și mă bucur. Dânsa este Scorpion cu ascendentul în Capricorn, născută la lună plină, în semnul Taurului. Ceea ce este important, ce se vede din toată harta, o dominanță a temperamentului său melancolic. Pentru că întrebarea este legată, în primul rând, de sănătate, putem spune că aceasta predispune, sigur, influențează pe de-o parte firea și pe de-altă parte bolile, sensibilitățile trupului. Ca fire, o fire de obicei pesimistă, înclinată să creadă, să se aștepte la ce este mai rău. Sunt niște lucruri pe care le putem sau trebuie să încercăm să le corectăm la noi înșine. Pe de altă parte, nevoie de ordine, de predictibilitate, nu îi plac surprizele. La fel de adevărat este că este un om de încredere. Șefii, colegii, tovarășii și prietenii se pot baza în cea mai mare măsură. O persoană demnă de încredere. Venind acum la sănătate, părțile sensibile, bineînțeles că sunt legate de piele, oase, dinți. Și acest temperament melancolic presupune o accentuare a uscăciunii și a lipsei căldurii, a frigului. Și tocmai aceste elemente trebuie într-un fel echilibrate, compensate, balanțate. Și tocmai de aceea îi recomandăm doamnei, nu știu actualmente dacă suferă de ceva, nu merg la ghici, nu ne interesează lucrul ăsta, deci tocmai de aceea îi recomand doamnei un plus de consum de lichide, sigur, sub forma apei în primul rând, și a ceaiurilor din plante sau, mă rog, ceaiuri cu efecte antiinflamatoare, pentru că vorbim la dânsa și o sensibilitate, deci la anul acesta, la afecțiuni inflamatorii. Pe de altă parte, foarte bine îi fac dânsei curele balneoclimaterice, băi termale, băile, are nevoie de așa ceva. Vorbind despre astrograma dânsei personalizată, se vede totuși o viață lungă. Astfel încât, oricum ar fi starea de sănătate actuală, lucrurile sunt ușor de depășit. Ba mai mult, aș putea spune că nu se vede în perioada imediat următoare o înrătățire, o acuzare eventual la afecțiunile de care suferă acum. Spuneam mai devreme că are nevoie să se hidrateze mai mult. Pe de altă parte, este important pentru dânsa, este importantă pentru dânsa și căldura. Deci se recomandă un plus de stat la soare. Este interzis, deloc recomandat să nu se îmbrace corespunzător, ca să nu își îngreuneze situația actuală. Important este că să, pentru dânsa că spuneam că dânsa are ascendentul în Capricorn. Tocmai a intrat Saturn în Capricorn și va sta acolo aproape 3 ani. Iar acest lucru îi poate aduce un plus de pesimism, un plus de îngrijorare. Lucrurile în sine nu vor fi rele. Acest lucru nu se vede. Deci mai degrabă este ceva ce ține de mental. Așa un feeling care de această dată foarte probabil că o induce în eroare. Adică totuși nu trebuie să se aștepte la lucruri rele. Iar 2018, ba, chiar se poate vedea o bună stare de sănătate. Mulțumim foarte mult, domnule Remus.